Cultivatorii de roșii vor primi de la stat 3.000 de lei pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de solar. Criteriul este ca întreaga suprafață să fie cultivată doar cu roșii. Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției de tomate, dar și legumicultorilor individual sau asociațiilor de producători. După ce depun cererea de finanțare, fermierii primesc vizita reprezentanților Direcției pentru Agricultură. Ieri a venit rândul unei familii din comuna Grădinar cu tradiție în legumicultură. Aveți aici un solar cu tomate. Ce presupune de la sămânță, dacă vreți, până ajung aici în solar? Păi, foarte multă muncă. Sămânatul, după aceea repicatul, plantatul, căldură. De când începeți? Păi sunt sămânate după 15 decembrie. Și cât durează? Când aveți 15 prima recoltă, să zic? Păi noi zicem că, eu știu, acum după vreme, cum este de cald, în mai, cred că după până 10 mai, cred că este prima recoltă, zicem. Este greu? Pentru noi ne-am obișnuit, nu mai e. E greu, dar ne-am obișnuit. Asta facem de când ne știm. Gheorghe Costea cultivă legume în spații protejate de mai bine de 30 de ani. Acesta spune că a devenit un mod de viață și cu toate că este greu, e mult de muncă, nu poate face altceva. Cât despre ajutorul de la stat, legumicultorul spune că le este de folos, în special că pentru fiecare metru pătrat de solar, costurile sunt destul de mari. Multă muncă? Foarte mult. Foarte mult. Și dacă tragem linie? Satisfacții mai puține. Pentru că desfacerea asta este o problemă. Neapărat de desfacere cu depozitarea, cum vă descurcați? Păi le ducem la piață, le ducem unde putem. Cum putem pe comprou să le valorificăm. Prețurile? Prețurile sunt mici pentru că vine de import, aduc de import și ne copleșesc ăștia cu importul. Banii de la guvern acum vă ajută? Da, foarte mult. Chiar dacă le dăm, zic, la 1,50 lei kilogramul sau cât va fi prețul, cu ce să amorsează un pic munca și e o satisfacție mai mare, mai împlinită. Pentru a beneficia de cei 3.000 de euro, cultivatorii trebuie să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de cel puțin 1.000 de metri pătrați și să obțină o producție de minimum 2 tone și să valorifice această cantitate. Și perioada când producătorii își vând marfa este condiționată de stat. Astfel, pentru a primi banii aceștia, trebuie să aibă prima recoltă până în luna mai, iar cea de-a doua în luna noiembrie. Banii ajung în contul legumicultorilor maximum 10 zile de la depunerea documentației care atestă faptul că producția a fost comercializată. Este benefic și ca să vă demonstrez că este așa, avem până la această dată 1150 de fermieri care s-au înscris în acest program la nivelul județului. Sigur, mai mulți în partea de sud a județului și mai puțin aici în partea de nord, unde suntem acum, adică în comuna Grădinari. La nivelul județului Olt, de ajutorul de minimis ar putea beneficia aproape 10.000 de legumicultori. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui legumicultor nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a 5 ani. Până la această dată, peste 1.100 de cultivatori de tomate din județ au depus cererea pentru ajutorul de minimis.